Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă invit la un videoclip interactiv propus de câțiva dintre dumneavoastră. Este vorba despre un videoclip interactiv în dragoste și dacă vă doriți să participați la acest videoclip, ar trebui să vă alegeți între cele trei pietre. Tema acestui videoclip este când și cum va face pasul către mine. Fie că este o persoană nouă, o persoană timidă sau că sunteți într-o relație de separare sau că lucrurile nu merg așa cum v-ați dorit între dumneavoastră. Deci vom răspunde astăzi la simpla întrebare când și cum va face pasul către mine. Haideți să vedem, să ne alegem între piatra maru, piatra lunii și asta e lapis lazuli, cred, nici nu știu, bleu, da? Maro, albă și bleu. Nu mai știu denumirea pietrelor, îmi cer scuze. Sper să mă auziți foarte bine. Voi utiliza și anumite, o să vedeți dumneavoastră, anumite piese foarte interesante. Pentru a avea mai multe detalii, vom începe cu cei care și-au ales piatra maro. Da? O voi lăsa aici. Haideți să vedem, voi alege din acest culeț trei obiecte și încă unul pe care le voi interpreta. Bun, aici văd că această persoană va deschis sufletul, va deschis inima, este o persoană, s-ar putea nouă, s-ar putea să nu cunoașteți de foarte mult timp această persoană, dar să o fi găsit foarte interesantă, să fi simțit pentru ea ca o dragoste la prima vedere, să spun așa. Însă este o persoană care nu, pe care nu știți cum să o citiți. Nu parcă nici n-ați planificat să vă întâlniți cu această persoană. Este vigilentă, necesită vigilență foarte multă din partea fie a dumneavoastră, fie a ambilor. Nu știu de ce, dumneavoastră știți mai bine, sunteți implicați într-o altă relație, sunt implicați într-o altă relație, pentru că există un pic de vigilență aici. S-ar putea ca, eu știu, să vă fi întâlnit de asemenea la muncă sau prin intermediul muncii sau ceea ce este legat cu munca. Este o persoană care v-a adus noroc sau dumneavoastră aveți impresia că v-a adus noroc sau lucrurile au început să se miște în viața dumneavoastră, să aveți energie, să aveți succes în momentul în care ați întâlnit această persoană. Trebuie să vă adaptați, însă simt energia acestei persoane destul de schimbătoare și trebuie să vă adaptați, vedeți, este ca o minge și nu-și găsește locul, trebuie să vă adaptați foarte mult la schimbări imprevizibile. Și să vă protejați. Să vă protejați pentru că veți suferi. Veți intra într-un cerc în care simt aici că persoana respectivă v-a cuprins într-un cerc din care nu puteți ieși. Nu aș putea numi obsesie pe care ați creat-o vis-a-vis de această persoană, însă pentru că vorbim despre persoana respectivă și ne întrebăm când și cum va reveni către noi, se gândește foarte mult. Pentru că i-ați deschis sufletul, i-ați deschis mintea, dar viața sa a luat o întorsătură, eu știu, a fost pus sau pusă în fața unor lucruri destul de importante în viața sa, unor decizii, să le numesc așa, și nu știe cum să facă față acelor decizii persoana respectivă. Efectiv, șansa nu este de partea sa pentru moment, pentru a veni către dumneavoastră. Nu vrea să se afirme sau nu vrea pentru moment
o relație serioasă sau ceea ce dumneavoastră, la ceea ce dumneavoastră aspirați, persoana respectivă nu este gata să se implice. Nu vrea, dacă vă gândiți la o relație de căsătorie și sunteți de mult cu persoana respectivă și ați trecut prin foarte multe, pentru că aici sunt situații neprevăzute, sunt situații la care ambii ați fost supuși, da? Câțiva dintre voi, bineînțeles că este o tălare generală și nu se poate potrivi tuturor, dar sunt situații neprevăzute pe care le-ați întâmpinat și cărora le-ați făcut față cu brio sau nu, depinde de dumneavoastră și de persoana respectivă, însă aici, ca și cuplu, ați trecut prin multe. Sau dumneavoastră, de fapt, i-ați adus noroc acestei persoane în momentul în care v-ați separat, persoana respectivă a avut poate numai ghinioane sau numai blocaje, nu a avut noroc și nu i-a surus deloc norocul. Iar acum încearcă să-și revină, încearcă să se transforme, încearcă să aibă un nou început, încearcă să găsească metoda și calea cea mai bună și momentul cel mai bun pentru a veni către dumneavoastră. Încearcă, însă se toate lucrurile în jurul său se derulează foarte rapid și nu poate ține pasul cu aceste evenimente. Aici e vorba nu de dumneavoastră neapărat, dar de viața, de activitățile cotidiene, de evenimentele la care această persoană face față zilnic. Există anumite instabilități, există un urcuș și un coborâș în mintea acestei persoane sau în viața ei, dar v-am zis nu în legătură cu dumneavoastră, dar își dorește această transformare, își dorește această reîntoarcere către dumneavoastră, încearcă să se regăsească pe sine însuși înainte de a veni către dumneavoastră. Adică vreți ca această persoană să se transforme, vreți ca această persoană să beneficieze de o metamorfoză, să beneficieze de o nouă viață, de o schimbare, să se regăsească, să-și spune da, vreau, pentru că s-ar putea ca doar dumneavoastră să fi tras în această relație sau să fi depus cele mai multe eforturi și persoana respectivă să nu fi creat nimic pentru a fi împreună. Iar acum dumneavoastră i-ați spus stop și este i-ați spus sau ați discutat în unele cazuri sau a înțeles indirect că este momentul să beneficieze de această transformare, da? Este o transformare radicală, o descoperire a unei noi dimensiuni pe care această persoană încearcă să o facă și o va face înainte să vină la dumneavoastră. Vrea să înlăture orice factori destructivi care au fost între voi doi înainte de a face pace cu dumneavoastră, pentru că simt un rău foarte mult pe care vi l-a creat. Foarte multă agresivitate, agresivitate fizică în unele cazuri, agresivitate verbală, impulsivitate, discuții care nu au fost terminate și fără sens, însă această persoană își dorește să se detașeze de aceste răutăți care au fost în viața dumneavoastră și, sau pe care vi le-a făcut și să vină către dumneavoastră într-o manieră curată, într-o manieră pe care dumneavoastră vă doriți sau așa cum ar trebui să fie o relație de cuplu stabilă și înfloritoare, roditoare, da? Nu cu urcușuri și coborâșuri, sau dacă există aceste urcușuri și coborâșuri, să le să puteți să le treceți împreună și nu separat, da? Haideți să vedem ce mai putem afla despre când ar putea această persoană să vină. Manifestă această dorință să ia riscul acesta de
a veni către dumneavoastră. Își dorește și destul de rapid. Există posibilitatea, văd o rapiditate în executarea transformării acestei persoane, în mișcarea pe care această persoană o va face către dumneavoastră, pentru că a văzut că îi puteți oferi totul. Sunteți persoana care îi oferă totul. Aici, el sau ea este destul de imatură vis-a-vis de dumneavoastră și încearcă să realizeze această transformare despre care vă vorbeam înainte, încearcă să-și găsească sursa de inspirație, sursa de motivație, sursa de energie interioară, să-și găsească euul interior și curajul de a veni către dumneavoastră, pentru că n-am mai întâlnit așa ceva până acum, da? Deci, când văd destul de multă rapiditate, cum fiind o persoană total schimbată, dragii mei. În trei puncte există această unire între dumneavoastră sau apropiere între dumneavoastră și persoana respectivă. Trei puncte, poate să fie 3 zile, 3 săptămâni sau 3 luni, pentru că există foarte multă suferință aici, dragii mei. Cam atât pentru cei care ați ales această piatră maro. Haideți să vedem cei care ați ales piatra albă. Da? Haideți să pun restul de obiecte, să le amestecăm și să extragem 3 obiecte. Wow, foarte frumos! Ok, am să le pun așa să le vedeți și dumneavoastră înainte de a le interpreta. Bun, dragii mei, după cum vedem, aici avem ca prim obiect pe care îl putem observa este floarea de lotus. Floarea de lotus care, vedeți, este aici, mie îmi vorbește despre. Îmi vorbește despre șansă, despre noroc, despre prosperitate, despre versiunea ambilor de a vă cunoaște mai bine, de a manifesta dragostea, dragoste reciprocă, de a fi împreună într-o manieră reciprocă, să fiți echilibrați. Își dorește ca să fie o dragoste echilibrată între voi, da? Ne uităm aici că ultimul obiect, da, este dragostea, deci își dorește echilibru, își dorește să dețină controlul. Să dețină controlul asupra impulsivității sale, asupra aroganței de care a dat dovadă, pentru că aici văd o persoană extrem de arogantă în unele cazuri, adică încăpățânată, o persoană care știe și manifestă și este conștientă de puterea pe care o are. Și aici mă refer la puterea tuturor elementelor, apă, foc, aer, pământ, în sensul că elemente zodiacale mă refer aici. Deci este la fel de încăpățânată precum, să spun, un taur sau un capricorn, mai mult un capricorn decât un taur, sau este la fel de determinată precum o fecioară, este uneori indecisă și nu știe ce să facă, precum pești, da, și așa mai departe. Încercam să vă dau o explicație, însă nu vorbesc de zodii în mod semnificativ, o anumită zodie, nu vizez acest lucru. Însă vreau să vă spun că deține toate aceste elemente și știe că se poate controla această persoană și își dorește să aibă această creativitate încât să le poată îngloba pe toate și să dețină controlul asupra acestora.
să aibă curajul și inițiativa de a veni către dumneavoastră, pentru că știe iubirea pe care i-o purtați. I-ați declarat această dragoste, i-ați declarat această iubire, vă cunoaște aceste sentimente. Își dorește claritate în gândire, în idei, își dorește detașare. Detașare pentru a se dezvolta armonios, singur, independent. De aceea nu mai sunteți împreună, da? Sau lucrurile nu merg foarte bine între dumneavoastră în acest moment, pentru că își dorește această cunoaștere de sine, își dorește perfecțiunea între masculin și feminin. Pentru că fiecare dintre noi, ca individ uman, avem o latură atât feminină cât și una masculină și dorește să știe cum să facă lucrurile și să comute aceste laturi și să le utilizeze în momentul în care trebuie să le utilizeze, pentru că până acum nu a știut, a fost foarte impulsiv, foarte arogant și poate nu a știut să-și utilizeze aceste laturi decât în momente dezagreabile sau să fie, da, așa cum am zis, uneori agresiv sau uneori impulsiv, impulsivă. În orice caz, își dorește să coreleze aceste elemente. Aici există greoi. Deci, ceea ce această persoană își dorește să facă sau să vină către dumneavoastră îi va lua foarte mult timp. Nu am de ce să vă mint. Procesul prin care trece este destul de greoi. Nu este un proces de transformare. Nu este o carte a transformării, dar este o carte a înfloririi personale. Deja este conștientă de ce are. Da? Deja transformarea și-a încheiat acest proces. Însă maniera în care structurează acele idei, acea claritate, este destul de lentă pentru a înmagazina ceea ce a acumulat. Procesul acesta este destul de lent. Vedeți acest fulger? Eu văd, pentru că este întoarsă, da? Dacă era așa, era rapid, însă așa este destul de greoi. Acțiunea, viteza este la relanti. Este în reluare, da? Pentru că încă nu este apropiat sau apropiată de scopul care este acela unei uniuni sincere, a unor sentimente mutuale, reciproce, și încă nu că nu este pregătită, este conștientă că este pregătită, dar este o lantoare în mișcare. Tot ceea ce face această persoană vis-a-vis de dumneavoastră ia extraordinar de mult timp, pentru că nu are curajul necesar și, în primul rând, nu are curajul pentru că se gândește că există obstacole. S-ar putea ca dumneavoastră să fiți un obstacol sau o altă persoană sau o situație anume. Întotdeauna are impresia că există obstacole în calea sa dacă vrea să vină către dumneavoastră. Și nu este destul de optimistă această persoană în ceea ce privește această relație. Are impresia că de fiecare dată când vă mutați sau sunteți împreună sau la fiecare contact pe care îl aveți, întotdeauna va exista ceva care se va opune și în mintea sa există anumite obstacole. Nu știu despre ce e vorba, poate dumneavoastră știți mai bine. Nu există o perseverență, văd, din partea acestei persoane vis-a-vis de dumneavoastră a acțiunilor pe care le întreprinde. Nu, pentru că nu vede luminița de la capătul tunelului, nu vede adevărul, nu vede progresul pe care trebuie să-l facă. Este destul de greoaie în decizii și greoaie în mișcări această persoană. Este și în orice caz, oricât de mult timp îi va lua persoanei respective, aici vorbim de luni, de zile, da? E clar să clarificăm lucrurile, dragostea este acolo, este și vă așteaptă pe amândoi. Acum întrebarea este cât de mult puteți dumneavoastră să așteptați, până, pentru că aici simt în cazul acestei persoane că ea are... Încă nu a
observat cum este să oferi mai mult decât să primești, pentru că această persoană n-a oferit. Ați fost dumneavoastră cei care ați oferit până acum și persoana respectivă a primit. Și nu știe cum este să dai mai mult decât să primești. De aceea îi ia foarte mult până când vede că această dragoste este mutuală, când vede că când își recunoaște adevăratele sentimente vis-a-vis de dumneavoastră sau ceea ce simte pentru dumneavoastră, pentru că nu cred că v-a menționat această persoană vreodată că vă iubește. V-a susținut, ați înflorit împreună, văd, însă gândește că sunt foarte multe obstacole. Aici putem vorbi de principii și de valori ale persoanei respective, da? Pe care le are și care și le-a impus pentru a vedea și le-a impus ca bariere pentru a nu vedea această dragoste pe care vă poartă și pe care o purtați. Știe că îi purtați această dragoste, dar nu are respectul acela de reciprocitate deocamdată. Inima sa nu este în pace deocamdată, însă va cunoaște această pace. Până la urmă va alege și vă va alege. Va alege această dragoste, va alege această uniune. Este ca și cum soarele și luna se reunesc. Va înțelege că va trebui să ofere în cele din urmă partenerului sau partenerei fără să aibă vreun motiv anume. Și poate că i-a fost greu să înțeleagă datorită unor experiențe din trecut să facă acest schimb de sentimente, pentru că s-ar putea să nu fi cunoscut acest schimb de sentimente în viața sa, această persoană. Haideți să vedem. Deci, cum va veni către dumneavoastră? Va veni prin exprimarea sentimentelor, printr-o înțelegere mai bună a sinelui, printr-o iubire necondiționată, dar îi va lua foarte mult timp. Deci luni de zile pentru cei care ați ales această variantă a doua. Haideți să vedem ce mai putem afla. S-ar putea ca în obstacolele pe care le vede această persoană, pentru că v-am zis că vede foarte multe obstacole, să fie familia, membrii ai familiei sau poate fi căsătorită această persoană sau dumneavoastră să fiți căsătorit, căsătorită sau să fi fost căsătoriți, căsătoriți ambii sau unul dintre voi și familia se opune sau anumite persoane din familie, moștenire, poate o diferență de statut între voi doi. În orice caz, dumneavoastră știți mai bine situația, însă simt că aceste obstacole sunt legate de partea materială foarte mult, pentru că este o persoană extrem de nu materialistă, nu care se gândește la bani ca și, da, fenomen tangibil, dar trăiește mai mult în lumea aceasta 3D, în lumea tangibilă decât în lumea spirituală, da? Poate că încearcă să se trezească la realitate, încearcă să facă anumite rugăciuni sau ceea ce încearcă să sau cum să se regăsească pe sine, însă este foarte greu pentru că nu are încă această trezire la realitate, dar o va face cu siguranță, însă nu are. Îi va lua foarte mult timp. Să știți, dragii mei, aici pentru că nu vă mint, simt lantoare, deci foarte mult, luni, peste 6 luni de zile îi va lua acestei persoane să vină către dumneavoastră și va veni. Pentru că manifestă această dragoste, dragii mei, și știe că are tot ceea ce îi trebuie. Magicianul este și este reprezentat de această floare de lotus. Nu este magnific să începem această etalare prin această floare de lotus și să terminăm cu magicianul? Deci, există magie între voi doi, magie bună, adică în sensul de
dragoste, de sentimente profunde, adevărate, însă obstacolele sunt această lume materială, această lume tangibilă, încă nu s-a trezit în cealaltă dimensiune pentru a veni către dumneavoastră, dar va veni. Deci finalul este manifestarea acestor sentimente, manifestarea acestei relații de dragoste pe care o puteți avea voi doi, dragii mei. Cam atât pentru cei care și-au ales varianta a doua. Haideți să vedem pentru cei care și-au ales această a treia variantă cu piatra bleu. Da? 2 secunde. O carte a căzut, am să o iau. Poate ar trebui să le las să iasă ele. Interesant, nu? A ieșit așa, am să o las așa. Vedeți, au ieșit mai multe, dar o să le luăm așa și așa. Ok, o să le lăsăm așa pentru că așa au vrut să iasă și o să ne concentrăm asupra lor. Bun, aici văd deja că există un scut pe care această persoană și l-a creat. Fie că nu-și dorește să aibă această relație stabilă pe care dumneavoastră vă doriți, pentru că se protejează această persoană, este în defensivă, da? Este în defensivă, se protejează, este totuși plină de încredere, dar tot în același timp în gardă. Da? Fie că se ferește de cineva sau de ceva anume, însă există această noțiune de a fi în gardă. Vrea să prevină o anumită suferință, da? Aici vedem, decât să acționeze impulsiv. Este o persoană care poate și este capabilă să asigure o noțiune de stabilitate într-un mod de alertă totală, într-un mod de ați văzut ca la urgență, vine un caz, un traumatism, este o persoană care este capabilă să fie calmă într-o furtună, da? Și este o persoană care este protejată, cum să vă spun, fizic, dar și psihic, sau încearcă să se protejeze sau să vă protejeze psihic și fizic de suferință, pentru că vă vede ca un diamant, vă vede ca o persoană extraordinară și fie încearcă să vă protejeze, să nu suferiți, pentru că nu vă poate oferi ceea ce dumneavoastră vă doriți datorită unor anumiți factori externi. Acum dumneavoastră știți de ce este vorba. Este precaută această persoană, își calculează riscurile, nu se apropie foarte mult, își protejează interesele deocamdată, dar nu pentru că vrea să vă facă rău sau nu există iubire sau ceva, nu, dar există anumite obstacole mai mari decât dumneavoastră vi le puteți imagina, da? Este deja confuz datorită, pentru că înainte s-ar putea să se fi protejat mai mult decât acum, în momentul în care dumneavoastră vedeți acest videoclip, pentru că văd aici confuzie, da? Confuzie la această persoană, o confuzie totală, se simte stresată, deprimat, deprimată, obosită. Este genul de persoană care face un pas înainte, 5 înapoi, da? Vrea să vină către dumneavoastră, dar în momentul în care vă apropiați, parcă fuge. Este decurajată, este dezechilibrată,
la nivel emoțional și psihologic, care această persoană a încercat să se protejeze tocmai de acest dezechilibru, însă se pare că nu a reușit și își dorește să fie și să se înțeleagă ce se întâmplă, să înțeleagă această conexiune care există între voi doi, pentru că în prezent se vede ca într-o ruină, ca într-o ruină mentală, într-o ruină emoțională, există datorită unor interferențe. Suferă această persoană. Să știți că suferă pentru că nu este cu dumneavoastră într-o manieră pe care dumneavoastră vă doriți. Există o suferință foarte mare din partea acestei persoane și este extrem de greu că nu poate să realizeze ceea ce și-ar fi dorit dintotdeauna să realizeze în viața alături de o persoană pe care o iubește foarte mult. Există un atașament al acestei persoane vis-a-vis de bunurile materiale aici. Este destul de egoistă, nu pot să vă mint, așa văd, așa vă spun. Este o persoană destul de egoistă care se gândește poate numai la sine, de aceea a încercat să se protejeze, dar odată ce ați venit în viața sa, i-ați dat peste cap, l-ați dezechilibrat, oricât de mult s-a aflat în gard această persoană, i-ați creat acest dezechilibru între minte și suflet. Și era o persoană care nu se lăsa influențată, da? O persoană destul de arogantă, egoistă, destul de nerăbdătoare în ceea ce privește câștigurile materiale, da? Dar care a încercat să-și păstreze calmul în momentul în care va întâlni, să spun așa, își dorește poate o noțiune de bogăție, dar noțiunea de bogăție materială. Se gândește foarte mult la acest lucru. S-ar putea uneori ca această persoană să se fi simțit obosită, așa cum v-am spus, și să-și dorească să vină către dumneavoastră într-o mai bună stare de spirit, într-o sănătate mult mai, cum să vă spun, mult mai energetic, plin, da? Încearcă să nu facă o decizie greșită în ceea ce vă privește și ceea ce îl sau o privește. Se gândește foarte mult la ce decizie să ia. Este o persoană care își dorește de asemenea să obțină multe fără să depună eforturi. Va dura până când această persoană, pentru că i-ați produs un dezechilibru cu care nu a fost obișnuit sau obișnuită, iar acum încearcă să-și revină și avea impresia că fără eforturi își putea reveni din această ruptură sau din această, pentru că nu văd aici o ruptură neapărat între voi doi, dar văd mai mult o distanță, nu vă întâlniți atât de des și așa mai departe. Iar acest lucru a crezut că dacă se întâlnește astăzi cu dumneavoastră și trece o lună, două, trei, e corect. Nu. A văzut că nu. Că nu poate sta. Și că nu poate lăsa o perioadă atât de mare să treacă până să vină să vă revadă. S-ar putea să aibă unele datorii de plătit, unele responsabilități materiale. Imprudență și puțină instabilitate materială care o împiedică deocamdată să vină către dumneavoastră și îi va lua destul de mult timp până să se regăsească sau să se refacă, pentru că a văzut că nu este bine fără dumneavoastră. Nu mai vrea să fie rigid, nu mai vrea să fie egoist, vrea să termine cu această latură materială, cu această obsesie pentru bani, cu această obsesie pentru a crea o lume materială înainte de cea sentimentală. Și vrea să nu mai fie atât de rigid, nu vrea să fie atât de imatur, de superficial în a vă arăta sentimentele, nu mai vrea să fie în gardă, la fel cum era,
Da? Deci mai dorește acest lucru, nu mai vrea să fie timid, căci prin această gardă pe care o afișa, prin această aroganță pe care o afișa, prin acest egoism pe care îl afișa, dumneavoastră ați avut impresia că este o persoană destul de încăpățânată, nu se poate ajunge foarte ușor la ea sau la el, însă nu, este timid, timidă, are un pic de nesiguranță pentru că vă vede pe dumneavoastră foarte siguri și capabil, capabilă să treceți peste aceste luni în care nu vă vedeți sau săptămâni în care nu vă vedeți și că aveți o excelentă atitudine vis-a-vis de el sau ea, că nu contează ceea ce v-a făcut această persoană sau răul pe care vi l-a făcut prin această separare, pentru că ați vărsat anumite lacrimi, ați suferit foarte mult, și ați trecut foarte bine peste aceste hopuri și continuați să iubiți această persoană, continuați să manifestați această iubire și acum nu înțelege, și își dorește și ea sau el să nu mai fie la fel de rigid și să poată să vină către dumneavoastră în maniera în care vă doriți. Nu văd că nu va reuși, nu văd că îi va lua foarte mult timp, văd că deja se gândește la acest proces de schimbare. S-ar putea ca în foarte multe cazuri deja această persoană să se fi schimbat și dumneavoastră să nu știți. Da, o persoană foarte detașată, foarte rece, foarte calculată, care vi se părea că nu și-a exprimat sentimentele foarte mult, vi s-a părut că are, sau i s-a părut mai bine spus, că are mai multe oportunități și-a dorit să aibă mai multe oportunități, și-a dorit să nu fie ceva stabil pentru poate a lăsa uși deschise, eu știu ce știu eu, altor persoane să intre în viața sa și a văzut că nu. A văzut că i-ați produs acest dezechilibru, pentru că de câte ori au trecut ceva luni de când nu v-ați văzut cu această persoană și a crezut că poate trece peste acest moment și uite că nu a trecut. Și vă va spune adevărul, vă va spune, vă va destăinui sentimentele, vă va spune că este o persoană totuși timidă și care cu greu se exprimă, pentru că s-ar putea ca niciodată să nu-și fie exprimat sentimentele, dragii mei, dar dumneavoastră veți avea noi începuturi cu această persoană și cât de curând, în câteva luni de zile, văd aici o putere extraordinară pe care această persoană își va lua puterea înapoi și va îmbrățișa ceea ce dumneavoastră îi oferiți, siguranță, stabilitate, sentimente pe care nu le-a cunoscut până acum. Pentru această persoană totul era superficial în ceea ce privește relația sentimentală sau o relație de dragoste, o relație de familie și așa mai departe. În unele cazuri există posibilitatea că dumneavoastră să aflați sau deja ați aflat că această persoană este căsătorită sau pentru cei care nu li se potrivește să aflați sau să vă spună că își dorește să creeze o familie cu dumneavoastră. În orice caz, va rămâne la fel de încăpățânată, la fel de orgolioasă, însă vis-a-vis de dumneavoastră, aroganța aceasta se va transforma în timiditate, în jenă, în exprimarea sentimentelor, în eliberarea rigidității de care a avut parte. Se va lăsa cuprins de sentimentele dumneavoastră această persoană. Vă va spune că îi place să o iubiți. Acum, dacă își va exprima sentimentele, eu spun că da. Și cât de rapid, în câteva luni de zile, maxim câteva săptămâni, această persoană își va exprima aceste sentimente. Cam atât, dragii mei, în ceea ce privește această etalare. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări și vă doresc tot binele din lume, oriunde vă aflați. La revedere, dragii mei!